Dragă Marius, mă bucur că îți pot pune o întrebare prin intermediul emisiunii CEL de la ora 5. Dacă îți mai amintești, cândva am scris un text la o melodie a ta, care a avut la vremea respectivă mult succes. Ai putea să ne răspunzi muzical printr-un fragment din melodia respectivă? Îți mulțumesc și îți doresc numai bine. Da, prietenul meu de o viață, Mihai Constantinescu, noi am colaborat foarte mult, la început eu orchestram piesele, el îmi scria, mi-a scris câteva texte la compozițiile mele, mi-a scris un text la o piesă pe care eu am lansat-o, trebuie să mă duc chiar la clapă. Clapă, te rog! Normal, trebuie să mă duc la clapă. Deci, piesa mi-aduc aminte, se intitula, așa cum a fost și show-ul despre care vă vorbeam, Cine ești tu, se intitula piesa, deci... scrisă prin anul 1980 și ceva. Mă puțin mințea dacă vrei să-mi ții și mie microfonul ăsta. Așa, ai 80% din... Stai, îmi aduc aminte că m-a luat repede Mihai. Ce tu n-altea trebuie să o cânti asta? Nu mai știu. Cine ești tu pentru inima mea? Tu ești tot ce-mi doresc, ești seninul ce iubesc. Cine ești tu? Ești un cântec de dor, ești speranță și vin, focul dragostei.